Bună ziua! Sunt Svetlana Coandă, conferențiar universitar la Departamentul Filozofie și Antropologie, Facultatea Istoriei și Filozofie, Universitatea de Stat. Stimați studenți, stimați masteranți, stimați colegi, vom discuta în cele ce urmează despre unele dintre cele mai importante teme de reflecție filozofică în opera lui Lucian Blaga. Lucian Blaga este, după cum bine se știe, una dintre cele mai importante personalități ale culturii românești. Este filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, diplomat. S-a născut la 9 mai 1895 în localitatea Lancrem, fiind al nouălea copil al preotului Isidor Blaga și al soției sale Ana. Așadar, anul acesta se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga. Deci, cu atât mai mult, cu atât mai binevenit, este să ne aplecăm din nou și din nou asupra creației acestui mare gânditor. În poezia Autoportret, el menționa: Lucian Blaga e mut ca o lebădă, sufletul fiindu-i în căutare, în mută, seculară căutare de totdeauna și până la cele din urmă hotare. Iar în culegerea de aforisme Pietre pentru templul meu, el își continua reflecțiile exprimându-și crezul său prin următoarea cugetare: de la viață să nu aștepți nimic, dimpotrivă, tu trebuie să-i dai totul, numai așa vei fi scutit de deziluzii și te poți bucura de tine, de lupta, de independența și de puterea ta creatoare. În continuare, Lucian Blaga ajunge la următoarea concluzie, concluzie care îi va determina esența și specificul gândirii sale filozofice în ansamblu. Veacuri de-a rândul, zicea el, filozofii au sperat că vor putea, odată și odată, pătrunde secretele lumii. Astăzi, filozofii nu mai cred și ei se plâng de neputința lor. Eu însă mă bucur că nu știu și nu pot să știu ce sunt eu și lucrurile din jurul meu, căci numai așa pot să proiectez în misterul lumii un înțeles, un rost și valori. Valori care izvorăsc din cele mai intime necesități ale vieții și duhului meu. Omul trebuie să fie un creator, de aceea renunț cu bucurie la cunoașterea absolutului. Acest citat este din lucrarea Pietre pentru templul meu. Observăm deja din aceste fragmente că, în esența sa, filozofia lui Lucian Blaga își propune să fie o reflecție deosebit de profundă asupra omului, a condiției umane, asupra esenței, a rolului omului în societate și, în ansamblu, în univers. Întrevedem deja aici ideile din poezia Eu nu servesc corola de minunea lumii, ideea că omul este existență într-un mister și revelare, ideea că omul este singura ființă creatoare de valori. Despre aceasta vom vorbi în continuare. Într-o confesiune către viitoarea sa soție, Cornelia Bredicianu, Blaga spunea: nu pot exista fără să modelez lumea mea aparte. Religia îmi adâncește, arta îmi ridică și știința îmi lărgește personalitatea. Iar în volumul Pietre pentru templul meu, el afirma că arta, filozofia și religia unui popor reprezintă niște atitudini sufletești specifice,
din aceste atitudini sufletești, în fața lucrurilor trebuie să procedem sau la ele trebuie să ajungem, dacă vrem să pătrundem în ființa intimă, culturală a unui popor. Accentua marele nostru gânditor. De asemenea, într-o scrisoare din anul 1942, Blaga menționa următoarele. Am înțeles filozofia ca o preocupare liberă, izvorâtă din adâncimile spiritului, pe care nu-l concep decât pe liniile creației. Observăm din cele spuse mai sus că Lucian Blaga își conturează clar principalele sale domenii de interes, și anume arta, filozofia, religia, știința. Și în toate aceste domenii, teme majore ale reflecțiilor sale au fost omul, misterul, marele anonim, cunoașterea, creația, cultura, filozofia, știința, valorile. În evoluția gândirii filozofice a lui Blaga, distingem patru perioade. Prima perioadă, anii 1914-1919, este perioada începuturilor filozofice ale lui Blaga. A doua perioadă, 1919-1931, perioada pregătirii concepției sistematice. A treia perioadă, 1931-1946, perioada elaborării sistemului filozofic sau, cum e mai numit această perioadă, perioada trilogiilor. Și a patra perioadă, 1946-1961, perioada dezvoltării concepției sistematice. De reținut că unii cercetători evidențiază doar trei perioade în evoluția gândirii filozofice a lui Blaga. Prima perioadă începe în viziunea acestor cercetători cu anul 1919, când are loc debutul editorial al lui Blaga, atât în domeniul poeziei, cu volumul Poemele Luminii, cât și în domeniul filozofiei, cu volumul Pietre pentru Templul meu. Noi însă suntem de acord și considerăm absolut îndreptățită și argumentată părerea acelor exegeți care evidențiază patru perioade în evoluția gândirii filozofice a lui Blaga. Prima perioadă, acea din trei anii 1914-1919, este destul de importantă, deoarece tânărul Blaga în această perioadă publică un șir de articole cu tematică filozofică în diferite ziare, în diferite reviste, de exemplu, în Românul, în Gazeta Transilvaniei, în Convorbiri Literare și în altele. Și în aceste articole, Blaga analizează conceptele filozofice ale lui Bergson, raportul dintre filozofie și știință, compară și apreciază diferite sisteme de gândire, materialism, monism, spiritualism, cum zice el, menționează însemnătatea teoriei cunoașterii, a metodelor de cunoaștere aplicate. Desigur, toate perioadele au un aport considerabil la dezvoltarea concepției filozofice blagiene. Însă a treia perioadă, și anume anii 1931-1946, este cea mai importantă, deoarece este perioada elaborării de către Lucian Blaga a sistemului său filozofic. Anume, în această perioadă, Lucian Blaga scrie și publică trilogiile sale. Prima trilogie, Trilogia Cunoașterii, care includea la început lucrările Eonul Dogmatic, Cunoașterea Luciferică și Cenzura Transcendentă. Dar în 1959
Blaga a încadrat în această trilogie încă două lucrări care au fost elaborate mai târziu, și anume Despre conștiința filozofică și Experimentul și spiritul matematic. A doua trilogie este trilogia culturii, care include lucrările Orizont și stil, Spațiul mioritic, Geneza, metaforii și sensul culturii. A treia trilogie, trilogia valorilor, include lucrările Știință și creație, Gândire magică și religie, Artă și valoare. Și cea de-a patra trilogie, trilogia cosmologică, care a rămas neterminată, e publicat doar un singur volum, Diferențiarele divine, și mai intră aici și lucrarea Ființa istorică. Așadar, a treia perioadă a evoluției gândirii filozofice blagiene este, pe drept cuvânt, perioada cea mai importantă, perioada elaborării sistemului său filozofic. Lucian Blaga își asemăna sistemul său filozofic cu o biserică cu mai multe cupole. El aprecia foarte înalt rolul concepțiilor filozofice în formarea viziunilor personalității umane. El zicea, vederile noastre metafizice ar trebui să fie o lumină ce se desprinde din întreaga, neliniștită, entuziasta și morala noastră personalitate. Lucian Blaga a meditat profund în lucrările sale asupra specificului, necesității, rolului, menirii și a destinului filozofiei. Acest mare filozof român considera că istoria spiritului uman este istoria impresionantă a apariției gândurilor filozofice, pe care o definea ca viziuni complexe asupra lumii și a vieții. Lucian Blaga identifică filozofia cu o trezire a spiritului, o trezire asemănătoare cu aceea pe care a suportat-o Immanuel Kant, trezit de filozofia lui David Hume, din somnul dogmatic. Rolul pe care l-a jucat David Hume în trezirea lui Immanuel Kant îl are pentru umanitate filozofia, zicea marele nostru gânditor. Destinul general al filozofiei constă în a provoca starea de trezire în raport cu starea naturală a spiritului uman, accentua el. Filozofia provoacă proiecții de lumină în noaptea ignoranței, în noaptea neputinței noastre. Proiecții menite nu doar să soluționeze unele probleme, dar și să ofere vieții spiritului noi perspective de împlinire, noi orizonturi de cunoaștere. Astfel, în lucrarea Despre conștiința filozofică, Blaga menționa, prin asemenea trezire a trecut spiritul omenesc de atâtea ori, de câte ori un mare filozof a venit cu lumina sa în cosmos. Orice filozofie ce nu-și dezminte intenția intrinsecă ei, echivalează cu un adaos de luciditate. În această lucrare, deci e vorba de lucrarea Despre conștiința filozofică, Blaga evidențiază cele mai remarcabile idei filozofice care, cum zice el, au trezit spiritul uman. Au propus modalități originale de înțelegere, de cunoaștere a lumii. Și anume, în viziunea lui, acestea sunt ideile lui Tales, Heraclit, Pitagora, Parmenide, Anaxagora, Socrate, Platon, Aristotel, Cusanus, Bruno, Descartes, Spinoza, Leibniz, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Bergson. Marii filozofi sunt numiți de Blaga făclii aprinse,
făclii proiectate pe ecranul vieții noastre spirituale, lumini de trezire menite să străpungă beznele din afara noastră, din lumea necunoscută ce ne înconjoară, dar și noaptea dinăuntru a spiritului nostru. Lucian Blaga demonstrează necesitatea și eficiența filozofiei invocând ideea de mister. Ideea misterului și a caracterului existenței umane ca existență în orizontul misterului. Și logic apare, deci, imperioasa necesitate de a revela acest mister. În acest sens, Blaga scria în lucrarea despre conștiința filozofică: orizontul misterului ține de structura cât mai clară, cât mai obscură, dar fundamentală, a conștiinței umane. Iar setea de a revela misterul prin plăzmuiri metafizice este un corolar necesar al acestei structuri umane. Vom respinge epitetul de joc gratuit cu care unii spectatori refuzați de spirit califică preocupările metafizice. În perspectiva pentru care pledăm, preocupările metafizice apar mai curând ca simptome ale unei tragice seriozități inerentă geniului uman. Deci, încă o dată, ideea despre filozofie ca o necesitate inerentă omului, ca o necesitate spirituală, e accentuată de marele nostru poet-filozof. De rând cu conceptul de filozofie, Lucian Blaga evidențiază și conceptul de conștiință filozofică, precum vedem chiar din denumirea acestui studiu despre conștiința filozofică. Conștiința filozofică, zice el, este o stare mai complexă a conștiinței, este acel spațiu de luciditate pe care îl aduce un discurs asupra vorbirii despre lume și despre cunoașterea ei. Convingerea lui Blaga este că oricine poate să-și formeze o conștiință filozofică, cu condiția să fie înzestrat cu aptitudini spirituale necesare, să fie receptiv, să posede o anumită spontaneitate și, prin insistență, prin muncă, poate să ajungă, încetul cu încetul, la formarea unei conștiințe filozofice. Anume, conștiința filozofică este cea care face posibilă, zice el, aprecierea justă a unor idei, aprecierea justă a concepțiilor, a sistemelor filozofice. Putem conchide că conștiința filozofică este conștiința de sine a filozofiei. Datorită conștiinței filozofice, filozofarea, ca tensiune spirituală, ca tensiune interogativă, ca mirare persistentă în fața necunoscutului, ca indiciu de libertate potențială a spiritului, devine o nevoie spirituală. Așadar, conștiința filozofică este conștiința critică a filozofiei. Este instrumentul critic de înțelegere a esenței și a particularităților demersului filozofic. Este atât capacitatea de a gândi și a reprezenta filozofia în dezvoltarea ei istorică, în transformările pe care le-a cunoscut, cât și un univers psihospiritual, din perspectiva căruia gânditorii își elaborează propria sa concepție despre lume. Conștiința filozofică este determinată de o cunoaștere profundă a istoriei filozofiei, de o sensibilitate filozofică necesară unei viziuni de ansamblu a existenței și a receptării raționale a acestei existențe. Ea
adică conștiința filozofică, ce caracterizează o anumită personalitate, are valori, are mijloace, are procedee specifice, proprii numai ei, numai acestei personalități. Fapt ce determină noutatea, autenticitatea, originalitatea fiecărui sistem filozofic. Iată, deci, avem acel criteriu al originalității unui sistem filozofic, conștiința filozofică a fiecărui autor al acestui sistem. Tot în lucrarea despre conștiința filozofică, Lucian Blaga determină și coraportul dintre filozofie și știință. El vede diferența între filozofie și știință în faptul că acestea au obiecte diferite, problematică diferită și chiar mod diferit de a pune și rezolva problemele, deoarece știința operează cu date obiective, iar filozofia implică și un anumit conținut subiectiv. Adică, filozofia întotdeauna se întreabă care-i sensul, care-i rostul, care-i scopul unor activități, unor afirmații, unor judecăți, care e atitudinea omului în virtutea căror principii morale, a căror valori. Lucian Blaga așa și concluziona. Deslușirea sensului și o pronunțată și categorică rezonanță atitudinală constituie factori definitorii pentru participarea metafizicii, pentru particularitatea ei în raportul ei cu știința. Deci, observăm acest criteriu important ce deosebește filozofia de știință, anume deslușirea sensului și rezonanța atitudinală. Ca urmare, aceste două domenii de cunoaștere, adică filozofia și știința, își capătă specificul său, și anume, dotată cu o zare interioară indeterminată, filozofia dispune de o extraordinară spontaneitate și de un amplu câmp de mișcare. Iar știința este îngrădită de o zare determinată și, ca atare, libertatea de mișcare a ei în prefigurarea soluțiilor, zice Blaga, este mai limitată. În acest context, filozofia este devenită de Blaga ca cel mai nobil risc al spiritului uman. În introducere la lucrarea Cenzura transcendentă, Blaga compară filozofia cu lansarea unei săgeți de foc în spații tenebre. Prin această definiție, el dorea să accentueze că filozofia direcționează gândirea umană și dincolo de experiență. Și acest fapt presupune atât curaj cât și risc. De altfel, trebuie să menționăm că Lucian Blaga nu contrapune cunoașterea filozofică și cunoașterea științifică, filozofia și știința. Nu le contrapune, ci le concepe ca fiind complementare, accentuând mereu că realitatea nu poate fi redusă doar la ceea ce poate fi cunoscut experimental. Am pus în discuție în această prelegere reflecțiile lui Lucian Blaga despre esența și rolul filozofiei, esența conștiinței filozofice, a raportului dintre filozofie și știință. Vă recomand pentru lectură lucrarea lui Lucian Blaga despre conștiința filozofică. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!